ai mereu, rapid, la asta mă refer. Subscribe dacă nu ești abonat, like la clipul ăsta ca să continui seria asta și urmărește tot clipul. V-am adus un tutorial care e destul de drăguț, e benefic pentru, pentru tine ca streamer, eu așa cred, pentru că de multe ori ție o cameră web sau o cameră video, nu contează orice cameră, și să vede așa spălăcit oarecum, da? Și nu e ce trebuie, parcă nu se vede bine, ok, ai rezoluție, ai FPS-uri, dar nu e ce trebuie. Așa că v-am adus astăzi cum să ți faci camera să arate așa, mai cinematic. Cu ce faci întrebarea asta? Cu LUTs, așa se numesc chestiile astea. Aveți linkul în descriere de la WeTransfer, da? V-am pus acolo fișierul cu LUTs. Ce trebuie să faceți? Voi să-l descărcați acolo din descriere, dublu click, bam, luți extract îi dăm pe desktop, el la extras și îl avem aici. Dacă intri aici sunt niște, nu știu, niște pătrate, avem foarte multe 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30. Deci avem 30 de efecte pe cameră, fiecare vă recomand să intrați prin fiecare. Intrăm în OBS, Mirificul OBS, și yes. în avem ce am făcut în ultimele două tutoriale, da, puteți vedea aici, Gold Gaming, donații, avem border-ul ăsta. Bun, acum, ca să facem doar pentru, pentru clipul ăsta, o să fac eu o scenă nouă și o să o denumesc uh, filtru cameră. Voi nu trebuie să o faceți, deci voi lucrați exact voi lucrați exact în scena asta, unde aveți voi, da? unde vreți să faceți. De exemplu, ați lucrat aici, voi să dați dublu click pe video device sau camera voastră, ok? Pe asta. Bun. Eu o să adaug totuși camera în partea asta la altă, ca să vedeți cum fac treaba asta. Bun. Suntem pe full screen. O să o tragem și o să punem aici. Perfect. Bun. E foarte, foarte simplu, guys, tot ceea ce trebuie să facem după ce am downloadat luțurile și le-am extras. Mergem pe camera video, dăm click dreapta, filtre și avem aici în stânga audio video filters și effect filters. Acum noi trebuie să dăm plus jos și avem apply loot. Foarte frumos, bam, îi dăm aici efect camera, o redenumim, avem ok și ne pune să căutăm lutul, ok? Dăm aici browse în funcție de unde l-ați extras, să vedeți că aveți 4 de, 5 date de la OBS automate. Ne ducem unde am extras, pentru mine e desktop, lut și avem aici de ales. Vă recomand să vă uitați pe toate, bine mai puțin asta Willis alb-negru așa, pentru că nu știți care vă trebuie voi și e foarte, foarte simplu. Eu, ca să vă arăt după ce v ați ales unul, așa se aplică. Eu vreau să folosesc Gaming Careers uh, Swanson ăsta, îi dau Open și deja puteți vedea uh, camera mea arată mult mai bine, mult mai, uh, mult mai catchy așa. Știi? Și acum o să vă arăt o diferență înainte și după, ok? Deci acum e cu lutul activat și acum este fără lut. E o diferență. E spălăcit așa, e e ce nu trebuie. Și acum avem un look mai cinematic, mai frumos. Vă puteți juca cu bara asta, cu mountul ăsta, cât de mult vreți să aplicați efectul. Uite, de exemplu, acum e 0 și acum aplic foarte, foarte, foarte puțin. Uite, e 30%, da, un sfert. Bam, sunt pe jumătate, nu-mi place cum se vede full, o pun pe jumătate. Astea sunt setări pe care o să le customizați voi. Uite, o să mai încerc altul, o duc pe browser, mă duc unde am aia. desktop, loot și o să încerc, nu știu, uite, Barera, Open. Uuuh, not, not nice, deci fără cu, mm, not nice. Vedeți, și în funcție de lumina voastră, tocmai aia ziceam, trebuie să vi le faceți, pe care credeți voi că se vede cel mai bine. Și pe la urmă, gustul nu se discută. Uite, de exemplu, ăsta e Roland e un pic mai luminat. Asta e fără și am fața foarte luminată, dacă observați. Da? E ce trebuie. E acolo, e prezent. Bun. Și dați aici, după ce ați adăugat și v-a plăcut cum se vede efectul, close. Și avem camera cu efect și să vedem mult mai ok. Și ca să-l dezactivați, dacă vreți să-l dezactivați, dar să nu ștergeți, puteți pur și simplu să vă duceți pe ochișorul ăsta de la efect, bam, și se dezactivează. Puteți vedea o diferență fără efect cu efect. Fără efect cu efect. Fără efect cu efect. da. Deci este foarte foarte simplu și e ceva care cred că ajută. Și acum o să ne ducem în scena noastră de jocuri și puteți vedea că deja avem pus uh, pe cameră un efect care se vede destul de ok. Eu așa folosesc uh, aceste lucruri le folosesc și pe canalul meu uh, pe canalul mare când fac live-uri pe oameni, pe camera 4K și pe camera 1922 Pro stream ăsta. Cam asta a fost, guys. Nu uitați, Jegosul suprem pe Instagram să mă urmăriți acolo pentru că sunt foarte activ. Urmează un nou tutorial mâine, așa că fiți cu ochii pe canal. Eu am fost Conacu. cu like dacă ți-a plăcut, subscribe dacă nu ești abonat, clopoțelul verificat. Ne vedem la următorul episod. Ciao.